La sfârșitul săptămânii trecute, timp de mai multe ore, polițiști, jandarmi, comisari de la OPC și inspectori ai DSV au efectuat o acțiune de control în zona orașului Mihăilești și a localităților arondate secției de poliție Bolintin Vale. S-a urmărit combaterea evaziunii fiscale, a comerțului ilicit cu carne, produse din carne, băuturi alcoolice, legume, fructe, produse alimentare, precum și depistarea încălcărilor prevederilor legale la normele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, protejarea intereselor consumatorului și combaterea muncii la negru. 43 de societăți comerciale și persoane fizice au fost verificate de echipele de control, fiind aplicate 56 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 124.000 de lei. Cele mai multe sancțiuni, 23 la număr, au fost aplicate pentru încălcarea legii privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite. Alte 7 amenzi au fost aplicate pentru nerespectarea legii în ceea ce privește paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, 5 în domeniul silviculturii, 2 pentru încălcarea normelor sanitar-veterinare, 3 pentru inutilizarea caselor de marcat, 6 în ceea ce privește protecția consumatorilor, 3 pentru lipsa prețurilor de pe produse și alte 3 referitoare la codul muncii. Totodată au fost confiscate bunuri în valoare totală de 2.915 lei, respectiv 110 litri alcool, 150 de kilograme de legume și fructe, 700 bucăți de produse de panificație și 30 de kilograme de pastă de mici. Reprezentanții OPC au dispus, în afara sancțiunilor aplicate, și 2 măsuri complementare, respectiv oprirea temporării a prestării de servicii de alimentație publică și interzicerea utilizării a mai multor kilograme de carne de pasăre, creier, pește, produse nesigure, dar și oprirea definitivă a comercializării a unei cantități de carne de porc expirată.